de ceresc mângâietorule, Domnul adevărului, arele pretutinele și toate le împlinesc, mistierul bunătăților și dătătorului de viață, vino și dezălășluiește într-o noi și ne curățește pe noi de toată spurgăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fac-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de-a pururea, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Marea mea și Mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Domnul este luminarea mea și Mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este luminarea mea și Mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Înțelepciune. Din epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel citire. Să luăm aminte. Fraților, nu voiesc ca voi să nu știți că părinții noștri au fost toți sub nor și că toți au trecut prin mare și toți într-un Moise au fost botezați în nor în mare și toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți aceeași băutură duhovnicească au băut. Cea de la Marcu citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. În vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și s-a botezat în Iordan de către Ion. Și îndată ieșind din apă, a văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel coborându-se peste el. Și glas din ceruri s-a auzit, Tu ești Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Pace Domnului să ne rugăm. Oamenilor, și soarele dreptății ne luminează nouă. Astăzi apa cea mare, care era în vremea lui Moise, se preface în dulceață poporului cu venirea Domnului. Astăzi ne-am izbăvit de plânsul cel vechi și ca un Israel nou ne-am mântuit. Astăzi ne-am izbăvit de întuneric și cu lumina cunoștinței de Dumnezeu ne-am luminat. Astăzi întunericul lumii se risipește cu arătarea Domnului nostru. Astăzi toată făptura se luminează de sus ca o făclie. Astăzi înșelăciunea se surpă și care de mântuire ne lucrează nouă venirea Stăpânului. Astăzi cele de sus cu cele de jos împreună prăznuiesc și cele de jos cu cele de sus împreună vorbesc. Astăzi obștecea sfințită și mult vestită a ortodoxilor se bucură. Astăzi Stăpânul merge la botez ca să ridice firea omenească la înălțime. Astăzi cel din plecat se pleacă robului său ca să ne libereze pre noi din robie. Astăzi împărăția cerurilor am dobândit, iar împărăția Domnului nu are sfârșit. Astăzi pământul și marea s-au împărțit bucuria lumii și lumea s-a umplut de veselie. Cuvântului cel ce te-a arătat Hristoase Dumnezeule și lumea lumii la slavă ție, în Iordan, botezându-te cu Doamne, închinarea treimii s-au arătat. În glasul Părintelui am mărturisit ție, Fiul iubit pe tine numindu-te, și Duhul în chip de părum adeverit întâlnirea cuvântului cel ce te arăta Hristoase Dumnezeule și lumea lumea slavă ție.
Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejde noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! În al preasfinții de stăpâne binecuvintează! Cel ce Iordan de la Ioan au primit azi boteza pentru a noastră mântuire, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile precurate Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Marelui Domn și Părintelui nostru, Preafericitului Patriarh Kiril, Domnului și Părintelui nostru, Înalt Preasfințitului Mitropolit Vladimir, Preacuviosului Arhimandrit Nicolae, dinpreună cu slujitorii, tuturor celor ce sunt de față și se roagă dinpreună cu noi, dă-le, Doamne, pace, sănătate, mântuire și întru toate bună spărire, iar asupra vrăjmașilor biruință, și-i păzește vrei întru mulți și fericiți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani. Mulți ani trăiască, Domnul să-i păzească, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani. Să fie de bine sărbătoarea botezului Domnului. Mai îngoași 300. Așa, până ajunge. Vă scaldat? Amor. Ce la botează? Trebuie să fii răși. Sărbătoare. Iubiți frați și surori, care vor să se scufunde, vă rugăm, puțin atenție. Aici e cam ghețuș, să fie cineva care să aibă grijă, după ce o să iasă din apă, să fie cineva că e lunicos, nu cumva se întâmple să se lunice. Vă rugăm, cei care se afundă, o să primească binecuvântarea bisericii câte o iconiță. Intrăm de trei ori și ieșim. Atent, mă vă rog. Atent, atent. Atent, atent. Uitați să iasă ce s-o. Să fie binecunoașterea Domnului. Botezul Domnului. Atent, atent. Sărbătoare!
jos. Așa, pe tanul. Următoare. Jurei, cald apa. Partea dreaptă în trânsul, stânga ieșit. Era, dar era îngheațat, dar nu am... Agent, agent, e lunicul. Atent, atent, că-l unicos, băi. Mulțumim că ați fost la slujbă.